Am să chem alături de mine un tânăr foarte ambițios care visează să cânte cu Michael Bublé. Concurentul cu numărul 9 este Marian, care vine, bineînțeles, alături de mama lui, Georgeta. Bună seara! Haideți, haideți seara, în față! Ce faceți? Bine. Bine? Bine. Multe și eu. Emoții. Bine și tu? Da. Păi văd că mama are mai multe emoții decât tine. E normal. Mama e foarte emotivă, dar fiind faptul că sunt singurul artist din casă, nu prea e obișnuită cu chestia asta, însă sunt foarte mândru de ea pentru că mă susține. Și chiar dacă plânge mereu și... De data asta nu. Și chestia asta e... Deocamdată nu, deocamdată nu. Dar spune-mi tu dacă a fost o săptămână grea. Nu neapărat o săptămână grea, ci o săptămână frumoasă pentru că fac ce-mi place, pentru asta trăiesc. Nu mă văd făcând altceva și nici nu o să fac altceva. Indiferent. Dar cu fetele? De... Cu fetele ce ai făcut? Că am văzut că ai tot cucerit, ai vorbit cu una, cu alta. N-am cucerit. Nu-ți mai tace gura acolo prin casă. Păi suntem colegi, mi se pare normal să comunicăm. Nu să ne uităm așa, adică... Ok, suntem concurenți, însă... Suntem oameni la urmă, nu suntem animale. Da, dar cu poate unele mai mult sau poate mai mult cu toate. Hai că mai vorbim, păi, mai vorbim. Hai să vedem cum a fost. Adică... Marian Stancu are 18 ani și e din București. Șarmant, e deja o vedetă în devenire. Acasă, Marian repetă singur. De data asta nu a mai fost nevoie ca Georgeta să tragă cu urechea și au lucrat împreună toată săptămâna. E pentru puținele dăți când mama a putut contribui la repetițiile fiului. A luat pe a scăpat, nu? Sau ce? S-a întors așa cu, fața. Am simțit. Nu am mai terminat. Cum a simțit? E frumos pe scenă, e... Mama a încercat cât de mult a putut să danseze. Mi-a plăcut că și-a dat interesul și că chiar a încercat. Mă rog, atât cât a știut. Bun. A, deci flirt, așa, să înțelegem că... Bun, am înțeles, mi-a plăcut, să zic. Forever I must, I get around to it, I am ready. Crazy little thing called love. Să deschizi gurița mai... Mai mult, da. Mai mult, să-ți iasă sunetul mai... Îți place să cânti așa printre dinți? Ai o mai mare siguranță pe emisie sau... Sau ți-e lene? Neapărat, pur și simplu așa am obișnuit. Hai. Well, this thing, a color, I can't handle it, this thing. Surpriză cu doamna Georgeta. A stat acolo cu mințica, a zis că nu știe și a punctat două chestii foarte importante. Ai văzut? Întotdeauna ți-am zis să deschizi gurița mai. O să facă treabă bună. Vedem noi, domnul Bublé numărul 2. E să fie într-un ton, cu cămașa, cu... Înțelegi? Și să vede nașpa, că sunt două... Mâine scurte. Hai că vedem și așa și așa. Ținuta pe care și-a luat-o mi se pare ok pentru piesa pe care o cântă. Dacă poți să păstrezi jeans și poți să păstrezi tricoul, cu mențiunea să-l scoți cumva mai mult pe afară. Eu îl vedeam în costum. Fix ca Michael Bublé, mă vedeam. Da. Aleluia! Acum o să trebuiască să vă despărțiți dumneavoastră în camera mamelor și el rămâne aici cu noi și se va pregăti cu echipa de specialiști, așa că am să vă rog să vă luați rămas bun și să-i dați niște sfaturi pe care să le folosesc în perioada în care va sta alături de noi. La microfon, să auzim și noi! Să te concentrezi și cu urechea! La revedere! Am înțeles că tu te simți mult mai bine când mama ta nu te privește în momentul în care dansezi sau cânti. Da, pentru că îmi place să mă desfășor în toate felurile posibile și înțelegi. Aha, o să încerc să te desfășori așa ca și când n-ar fi? Nu o să încerc, o să mă desfășor. Ah, și o să bine. Mă vadă și ea. Ce ne cânti? Michael Bublé, Crazy Little Thing Called Love. Ok, hai să te ascultăm, baftă! Să fie! Ce
Well, this thing, a color. Well, I can't handle it. This a thing called love. Whatever I must, I get round to it. I ain't ready for the thing called love. Well, this thing, a color. He cries and a creator all night. He swings, he jives. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Pretty little thing called. There goes my baby. Well, she knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me honey gold fever. Then she leaves me in a cool, cool, cool sweat. I gotta be cool. Well, relax, I'll get hips. We'll get on my tracks and take a backseat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike till I'm ready for the little thing called love. Crazy little thing called love. I say crazy little thing called love. I say crazy little thing, oh cut up, oh cut up. I say crazy little thing called love. I say crazy little thing, oh cut up, oh cut up. And I'll say crazy little thing called love. I say crazy little thing, oh cut up, 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 love, 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 called love. Sărăună! Bravo! Ai dat tot ce ai putut? Am dat. La preselect erai mai așa, mai plin de viață. Într-adevăr, suntem moți, sunt oameni, mulți. Am încercat să dau tot ce pot. Dar și ce mai place cu vorba? Hai, vino încoace. Mare cuceritor! Mare cuceritor, Marian! Stăteam și mă gândeam și mi-am dat seama că avem nevoie de un Michael Bublé de urgență în industria muzicală. Amin. Nu avem! Nu avem așa ceva, vrem! Simțim nevoia! Îmi place foarte mult Michael Bublé. Îmi place foarte mult ce ai făcut astăzi pe scenă. Expresivitate, gesturi, mimică. Chiar la un moment dat vreau să zic că mi-a făcut cu ochiul. Wow! Normal, adică cine nu ar face? E măritată. Suntem măritată. E măritată. Tot respectul, tot respectul. A venit cu un pachet de vorbe. Da, dar nu mint cu nimic, adică chiar asta simt. Știi ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Am impresia că e un macho man acolo în casă. Artiștii poate să facă cu ochiul oricui și unei femei măritate. De ce da, nu? De ce nu? De ce nu? M-ai făcut să dansez. Și pe mine am încercat să conving și pe Elena, dar nu mi-a reușit că și care niște tocuri așa. Nu, nu, tocuri, stai un pic să-ți explic de ce. Am tocuri foarte, foarte înalte și mi era să nu, Doamne ferește. Mi-a plăcut prestația ta, dar data viitoare vreau să o faci cu mai multă intensitate și vreau să dansez mai nebunesc. Ok. Ok. Tu și semeni foarte mult cu, nu știu dacă ai auzit, eu un cântăresc destul de cunoscut la noi din era veche, Ricky Dandel. Mi s-a mai spus, mama îmi spune, dar da? Nu știu de ce. Semeni foarte bine cu Ricky Dandel. Mulțumesc din suflet. Da. Și cu fiul lui. A fost puțin cam rock and roll-ish așa, dacă pot să zic, nu știu. Da, da. Să te auzi mai fresh un pic. Dar ești bine. O să auziți, vă promit, vă promit. Concluzia de la Dan? Da, în primul rând aș vrea să manifest dezaprobarea și să-mi cer scuze pentru cele două colege ale mele care se dovedesc a fi extrem de superficiale. Ți-au tot spus, ești frumos, ești frumos, ești frumos. Ele nu văd frumusețea interioară la un bărbat. Eu asta am constatat în primul rând. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc pentru tot. Mulțumesc. Să rămână, la revedere. Hai să-l vede mama făcând. Unde pleci, unde pleci? Stai, 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 unde ai plecat, Doamne? Da? Nu vrei să vezi ce are? Wow. Ziceam că n-ai emoții. Sincer, nu știu ce s-a întâmplat cu mama, pentru că pe cât de expansiv a fost fiul ei pe scenă, pe cât de bune au fost comentariile juriului, pe atât de liniștită și parcă tristă mi s-a părut că e copleșită. Sunt mulțumită de prestația lui și am multe emoții. Dacă așa arăți când ești mulțumită, dacă te super, cum faci? Urât. Pentru prestația de astăzi, mă simt mândru. Mă simt mândru pentru că sunt aici unde ar trebui să fiu și simt că aparțin muzicii. E ce mai tare să zice din lume.